ziua, bine ați venit la conferința de presă organizată cu ocazia prezentării noi echipe tehnice. Vă mulțumim pentru prezență, vă mulțumim pentru interesul acordat. Aș vrea să fac oficiile de introducere și să vă prezint pe președintele Clubului Sportiv al Armatei Steaua, domnul Vixi Pompiliu Mocanu, pe antrenorul principal al echipei de fotbal Steaua București, Daniel Oprița, antrenorul secund, Iulian Miu, al doilea antrenor secund, domnul Fane Nofitović și pe portarul echipei noastre, Horia Iancu. Și capitanul echipei. Și capitanul echipei. Mai informație în exclusivitate. Ce aș vrea să vă rog înainte de a da cuvântul domnului președinte, ca în momentul în care veți adresa întrebări unuia dintre participanți la această conferință, să vă prezentați cu nume, prenume și eventual de la ce publicație sau televiziune proveniți. Asta este rugămintea și sperăm să o respectați în consecință. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului președinte. Okay. Încă o dată vă transmit și eu bine ați venit la prezentarea noi echipe tehnice pentru echipa de fotbal. Am organizat această conferință de presă, eu știu, în dorința de a vă informa și a informa publicul larg, suporterii echipei Steaua, vis-a-vis de planurile pe care le avem, de proiectul pe care l-am pus în mișcare și eu știu orice fel de altă întrebare pe care dumneavoastră considerați necesară a fi abordată și la care doriți să aflați răspunsuri. Vă stăm la dispoziție pe parcursul la 35-60 de minute, depinde. 30-45 de minute, cred că avem timp să epuizăm toate subiectele care le avem de discutat. Vă rog. Domnul Daniel Oprița, antrenor principal, dacă doriți să faceți o declarație, un cuvânt. Da, bună ziua, în primul rând. Să spun, sunt bucuros că am ajuns din nou în Curtea Stelei, clubul unde am cunoscut cele mai mari performanțe și cele mai frumoase. Vin cu încredere, cu dorința de a realiza lucruri frumoase, de a duce echipa acolo unde este locul, în prima ligă și să câștige din nou campionate. De lotul de jucători o să vă răspund la întrebări când o să-mi spune de fiecare în parte, dar vreau să fac o echipă competitivă, jucători cu caracter, unii dintre ei îi cunosc, cu care am lucrat, unii știu de la echipele la care au jucat, i-am urmărit, chiar i-am avut și adversari și sunt sigur că vom face o echipă bună care să nu aibă nicio problemă în a promova. Pentru că nu mai putem să... Eu nu pot să risc să nu promoveze echipa în acest sezon. Orice se poate întâmpla în fotbal nu e matematică, dar eu vreau să asigur pe toți suporterii Stelei că voi face tot ce depinde de mine să duc echipa acolo unde este locul. Domnul Miu, vă rog, un cuvânt. Cu plăcere, bună ziua. Revin acasă după 16 ani. Știți cu toții, am plecat în 2003 ianuarie. Cam atât e de atunci, 16 ani și câteva luni. Sunt bucuros să fiu iarăși în Curtea Stelei. Am câștigat cu echipa asta 7 trofee, am jucat aproape 7 ani și ca antrenor cred că vreau să rămân vreo 10 sau poate mai mult, să ies la pensie de aici, de la Steaua. Sperăm cu toții, acum mă refer și la cei din galerie, cei care suntem aici, cu toții să promovăm anul ăsta, asta e primul pas, după care, bineînțeles, să promovăm și în Liga a doua și ușor, ușor Liga a întâia și iarăși să câștig trofee. Vreau să rămân aici să câștig trofee cu Steaua. Am văzut ce s-a întâmplat în ultimele două sezoane. Îmi pare rău că s-a ajuns aici. Îmi pare rău pentru Marius Lăcătuș, că îl știu foarte bine, am jucat cu el câțiva ani. Noi îl așteptăm să fie alături de noi și o să-l sun zilele viitoare să luăm exact cum mai sunt jucătorii. Avem nevoie de toți care au jucat, foștii steliști care au jucat la Steaua și în special de o emblemă precum Marius Lăcătuș.
Sperăm împreună să nu avem probleme. Ați văzut și voi că am schimbat din lot. Daniel o să spună mai multe despre acest lucru. Avem condiții excepționale, ați văzut și dumneavoastră, baza este pusă la punct. Aș vrea să spun, dacă eu știu, îmi permiteți, domnul, de stadion. Aș vrea să văd stadionul ăsta cât mai repede în picioare și să jucăm pe el la anul în Liga 3. E pentru mine o provocare mare de tot, abia m-am apucat de antrenorat și împreună cu staful nostru nu vrem să trecem prin momente grele. Nici nu vreau să mă gândesc să-mi pun problema că nu promovăm. Am făcut achiziții bune și sper că 100%, nu sper, 100% vom promova în Liga 3. Nici nu vreau, v-am spus și mai devreme, nici nu vreau să mă gândesc. Mulțumesc! Câteva detalii, dacă este cazul, despre programul de pregătire al echipei în vederea noului sezon. Da, în această săptămână vom face antrenamente aici la bază. De fapt și cantonamentul vom face tot aici, pentru că avem destul de repede meciul de cupă. Am luat și am stabilit și două amicale până la meciul de cupă. Vom face mâine tot un antrenament la ora 10, miercuri 2, joi 2, vineri 1, sâmbătă o să avem un joc amical la ora 10 cu Popeșle Ordeni. Săptămâna viitoare, luni și marți, va fi vizita medicală, iar după amiaza o să facem și antrenament, după care miercuri o să intrăm în cantonament, de data de 24. O să fie un cantonament de 10 zile, în care o să punem accent pe pregătirea fizică. Trebuie să avem grijă că în această perioadă o să urmeze și Cupa României și sperăm și trebuie să-i aducem pe jucători la forma cea mai bună, la primul joc oficial. Nu este ușor pentru noi, pentru că perioada și timpul nu ne permite să facem ceea ce exact cum am vrea, pentru că e perioada foarte scurtă până la primul joc oficial și trebuie să avem grijă cu jucătorii, să-i aducem la forma cea mai bună. Eu sunt sigur că nu o să avem probleme. Vă rog. Putem vorbi despre orice transferuri sau eventual întrebări din partea asistenței, vă rugăm. O să încep eu cu prima parte a răspunsului la întrebarea dumneavoastră. Din lotul de 24 de jucători care l-am avut în sezonul trecut, mai avem decât 8 jucători sub contract. Staful tehnic și-a exprimat dorința să îi vadă pe toți, astfel încât să poată să facă o selecție corespunzătoare vis-a-vis de cei care urmează să rămână. În plus, față de cei care au fost propuși să rămână, au venit jucători noi, vor mai veni și cu siguranță o să luăm în considerare toate solicitările din partea staffului tehnic, astfel încât să asigurăm lotul de jucători care să permită accederea în eșalonul următor. Daniel, dacă vrei să completezi vis-a-vis de lot? Da. Lotul în vineri și sâmbătă am vrut și eu să văd antrenament jucătorii care au evoluat în sezonul trecut. Au mai fost și ceva jucători care au venit să-i văd. Am renunțat la câțiva dintre ei. Mai sunt jucători care au venit și jucători care au fost, care în săptămâna asta vreau să mă decid să fac în mare lotul cu care vom ataca acest sezon, dar sunt jucători care se poate să mai plece și sigur care vor mai veni. Dar nu vreau să aduc foarte mulți jucători, vreau să aduc jucători doar de care cred eu că avem nevoie. În mare așa am rezolvat-o, cu jucătorii cu experiență, cu calitate pe care eu mi-am dorit să-i aduc. Astăzi sperăm să rezolvăm și cu contractele, pentru că au fost prezenți la antrenament. O să mergem astăzi și să discutăm și semnarea contractelor.
Iar dacă mai apare ceva pe parcurs, un jucător, doi, trei, care să ne ajute, nu e nicio problemă. Noi trebuie să rezolvăm majoritatea jucătorilor acum. V-am spus, pe parcurs, dacă avem nevoie de ceva și apare ceva bun de care știm că avem nevoie, o să mai aducem. Da, Liviu Băjenaru, care a și semnat contractul, Marin Neagu, de la FC Balotești, Elec, de la Snagov, Rareș Enceanu, Bacter, Morariu, Dănălache, îl așteptăm și pe el să vină. Miercuri am înțeles că o să vină să avem o discuție, pentru că nu este în țară. Acestea sunt jucătorii care i-am adus pentru început, cu cei care au mai fost și mai urmărim, v-am zis, în această săptămână. Mai sunt în discuții cu 2-3 jucători. Am înțeles că mă urmărești și pe mine, poate mă legitimez. Și, da, neapărat. Și Iulian. Nu e ușor, totuși, nu e ușor să aduci jucători. Și în perioada asta unii și-au găsit angajamente, pentru că aveam mai mulți jucători în capul care discutasem, dar și-au găsit echipe. Eu sper să facem o echipă bună până în iarnă. În iarnă, dacă o să mai avem nevoie, sper să aducem 2, 3, 4 jucători buni, care să îi avem și pentru Liga 3-a. Pentru că nucleul de jucători aș vrea să-l facem de acum. Adică să nu stăm în Liga 3-a, adică și sper să promovăm, să schimbăm în totalitate echipa. Vreau să rămână majoritatea jucătorilor care sunt în acest sezon, să rămână și la Liga 3-a, să mai aducem jucători care să vină cu un plus. Și cred că e de ajuns. Da. Sunt convins că v-ați întrebat de ce așa târziu am constituit lotul, de ce așa târziu am comunicat cu dumneavoastră, dar știți foarte bine că noi am făcut acel demers către Federația Română de Fotbal pentru a încerca să găsim un loc în Liga 3-a pe principiul Ligii Elitelor. Din această cauză a trebuit ca să așteptăm azi perioada de încheiere a tuturor analizelor care se fac la FRF și probabil începând de astăzi vom ști cu ce lot vom merge, dacă mergem pentru Liga 4-a sau dacă încercăm să păstrăm sau să formăm un lot pentru Liga 3-a. Din acest motiv și numai din acest motiv, dar și, sau nu numai din acest motiv, ci și pentru faptul că am dorit să avem un staff care să fie aproape de jucători, care să aibă background stelist, am mai întârziat cu constituirea lotului de jucători. Asta a fost sau motivul principal. Așteptăm răspuns la solicitarea oficială pe care am făcut-o. Încă nu. Azi e ultima zi în care am înțeles că se finalizează procesul de analiză la nivelul Federației Române de Fotbal. Alex Tentu, Radio România Actualități. Cum comentați faptul că în ultimii 2 ani mai răzăgătuși nu a putut aduce astfel de jucători? Dintr-o dată, Daniel Obița, Iulian Miu, aduc jucători care, în urmă cu un an, cel mult 2 au jucat în Liga. Eric, Băjenaru, Enceanu și așa mai departe. Eu trebuie să vă răspund. Să știți că și Marius Lăcătuș a primit astfel de oferte cu ghilimele de rigoare. Noi l-am tot rugat, dar a avut încredere în colectivul de jucători pe care i-a avut în pregătire și, să zic, din acest motiv nu a acceptat să vină alt jucător la lot. Eu știu. În intersezon am încercat să aducem din nou jucători, datorită timpului scurt avut la dispoziție, n-am concretizat decât cu unul singur, cu Manu. Celălalt jucători, mă refer la Secheli, la Pena, la Plătică, nu am reușit să-i aducem din motive obiective. Fie datorită situației lor, fie datorită problemelor, așa să zic, personale pe care le-au avut și de care a trebuit să ținem cont. Noi am încercat, aveam totul pregătit, nu s-au concretizat. Dar să știți că și Marius Lăcătuș a avut astfel de posibilități. Nu e vorba numai de Daniel Oprița, de Iulian Miu sau Fane Nofitovici. Multe și-au dorit mult timp varianta Mihăriță Turcă, poate Basara Pandor, poate Gabi Bali, pentru că era mai greu. Toți patru au vrut faptul că au sprijinit
Clubul Sportiv al Armatei Steaua în aparițiile medie de la începutul scandalului FCSB. Ce s-a întâmplat cu cei patru, dacă ne puteți spune unde au ieșuat negocierile cu Victor Pițurcă și Pascal Pandur, dacă există așa ceva? Cu siguranță știm că sunt patru fotbaliști de valoare ai clubului Steaua care au susținut tot timpul clubul Steaua și sunt convins că o să-l susțină și de aici înainte. Gabi Balint a fost cel care l-am sunat prima dată. În momentul când am trecut la selecționarea sau alegerea unui nou staff tehnic, ne-a refuzat cu eleganță datorită problemei personale pe care le are la Bistrița. Nu a putut să se angajeze într-un astfel de proiect. Am vorbit cu Victor Pițurcă. Dânsu a solicitat niște garanții din partea clubului că proiectul pe care îl propune dumnealui, pe care l-a propus sau îl propunea, ar fi fost de mare amploare și din acest motiv a solicitat câteva garanții vis-a-vis de existența resurselor financiare, vis-a-vis de acceptul ordonat de credite vis-a-vis de amplitudinea proiectului pe care dânsul propune. Eu am prezentat aceste probleme datorită aspectelor de natură bugetară. Nu ne-am putut angaja să oferim aceste garanții. Despre Basara Panduru am înțeles că are un contract cu unul din posturile de televiziune vis-a-vis de a comenta și nu. Eu unul nu l-am contactat, dar am înțeles că au vorbit cei din club cu dumnealui și tot așa a declinat oferta. M-ați mai întrebat de domnul Ogăraru, îmi cer mii de scuze. Da? Ogăraru este în contact direct cu noi. Va veni săptămâna aceasta în club să discutăm de proiectul de anul viitor, când se va deschide stadionul. Pentru primul meci pe care îl vom avea în legătură cu proiectul care îl are vis-a-vis de Mihai Țeneșu, în beneficiul lui, suntem foarte apropiați de ideea de a avea o colaborare de lungă durată cu Ogăraru și din acest motiv, în momentul când a fost întrebat, a spus că își respectă angajamentul care îl are la Academia Hagiș. Așa s-a finalizat discuțiile. Da, eu am vorbit de mai multe ori. În ultima lună am sfătuit cu dânsul, l-am întrebat și eu mai multe lucruri pe care poate să mi le spună. M-a sfătuit să vin, e un proiect bun, cam așa au stat. Suporterii speră că oarecum Victor Pițurcă este în spatele dumneavoastră. Eu știți și dumneavoastră că el este alături de acest proiect și cu tot ce poate dânsul o să ne sprijine și o să ne ajute. E... Nu am vreodată dânsul pare în perspectiva, adică când nu mai puteți... Îmi cer scuze că vă întreb de unde sunteți dumneavoastră. Mulțumesc. Acum știți că n-am făcut foarte multe conferințe de presă și mai ne mai scuzați ignoranța, că nu vă știm chiar pe toți. Cu domnul Gealu Iordănescu suntem în contact destul de frecvent. Dânsul ne sprijină cu sfaturi, cu informații. Nu avem o propunere de colaborare cu dumnealui pentru perioada următoare, dacă asta vă interesa. Vă rog. În cazul în care veți rămâne în Liga a 4-a, unul dintre scenariile posibile niciodată. Nu ne dorim, vă dați seama, suntem toți profund supărați că n-am promovat, dar un astfel de proiect nu se poate încheia nici măcar cu încă un astfel de final pe care nu ni-l dorim. Steaua va avea finanțare în continuare pentru echipa de fotbal, pentru că alături de echipa de seniori, știți că avem un centru de copii și juniori destul de performant. Spun destul de performant pentru că în clasamentul Federației Române de Fotbal ne clasăm pe locul 20 în ierarhizarea academiilor de fotbal. Sunt convins că eram mult mai sus
Deci mult mai sus, dacă noi aveam proiectul de academie finalizat și am fi avut și structura organizatorică și administrativă finalizată și respectiv încadrat. Pentru că acolo am primit 0 puncte și sunt convins că facem cel puțin, dacă nu din primele 5, din primele 10 academii din România, suntem acolo cu ce avem la moment de față și ne-am propus să creștem. Știți că trăim într-o democrație, suntem țară membră UE și chiar și NATO și este dreptul fiecăruia să se exprime. Dânsul se exprimă public neținând cont de gradul pe care îl are și de faptul că activitatea dânsului este constrânsă cumva de legile și regulamentele militare și acum să fie iertată îndrăzneala, nu cred că tot cei care s-ar putea propune ar și putea să îndeplinească condițiile. Dânsul, trecând peste faptul că nu are pregătirea necesară, nu-și dă seama ce înseamnă să conduci un club ca și Steaua din punct de vedere administrativ. Avem la mod de față aproape 2200 de oameni de care trebuie să avem grijă, dintre care aproape 1700 de sportivi. Avem un buget care impune cheltuirea lui cu grijă, pentru că e mare parte e buget public și sunt convins că o funcție de președinte, respectiv de comandant, necesită nu numai abilități din punct de vedere managerial, dar și cunoștințe din punct de vedere militar, ceea ce dânsul nu le are nici pe unele, nici pe altele. Ați avut o discuție cu dânsul în care ați încercat să explicați cam care e sistemul ierarhizării? Vă dați seama că am discutat de N ori. Dânsul este foarte schimbător. Când e vorba de persoana dânsului, este foarte atent cu tot ce se întâmplă și acum o lună de zile, o lună jumate, pe 7 mai, îmi transmitea public că sunt cel mai bun comandant din ultimii 4 și că mă va susține până în pânzele albe. Orice fel de acțiune de-a mea care îl deranjează cumva din punct de vedere al respectării legilor și regulamentelor pe care și dânsul trebuie să le respecte pentru că e jurist militar, noi o să mergem mai departe pe drumul pe care l-am ales și încercăm să promovăm echipa și îl sprijinim în tot ceea ce face cu toate resursele de care dispune Clubul Steaua. Îl și întrebăm ce face cu ele, pentru că așa este corect, că așa trebuie să răspundă toată lumea. Atunci când nu știe să ne spună ce a făcut cu ele, trebuie să ne dea niște explicații și probabil ieșirile dânsului din ultimul timp se datorează acestor aspecte. Păi eu, ce nu mă vezi aici? Păi, de ce am venit? M-am gândit. Mă doare puțin piciorul, dar stai liniștit că fac tot posibil. Nu o să fac tratament o săptămână. Are o formă de invidiat fizică și fizica chiar arată. Fizica am mai slăbit 2 kg și fac tot posibilul să intru în teren. Ne-am gândit și la lucrul ăsta, dar Cred că s-au retras. Așa e, adică nu știu dacă e vreunul care se mai menține, care poate să ne ajute la momentul ăsta. În afară de Iulian, care îl avem aici, care se mai bagă și el la antrenament și dacă va fi nevoie vreodată o să intre să ajute echipa. Pentru că și anul trecut a jucat în Liga 4. Am jucat și în Liga 4, dar nu pe București, pe Giurgiu și m-am descurcat la câteva meciuri. Și eu am vrut să mă reapuc de fotbal, dar m-am antrenat prea tare și m-am accidentat, așa că am luat pauză din nou. Apropo, a fost aici o întrebare dacă e în spatele nostru cineva. Te asigur și îți garantez că în spatele nostru nu este nimeni. Ne-am sfătuit cu multă lume, întrebăm de jucători, că ne e greu și nouă să știm exact toți jucătorii cum mai arată în ultima perioadă, îi știm în mare, dar vrem să avem informații punctuale din ultima vreme, să nu ne păcălim. Și câteodată ne trezim pe la 5 dimineața, mai vorbesc și singur în somn, îți spun sincer că nu e ușor, e o presiune mare de toți, știți și voi ce s-a întâmplat. Și nu vrem să greșim deloc, să avem anumite probleme. Sau avem perioade, mai avem în iarnă încă o perioadă când dacă se întâmplă ceva vrem să fim foarte atenți, să mai aducem jucători, mai avem o perioadă înainte, știu regulamentul foarte înainte cu 6 etape, să mai aducem jucători. Suntem pregătiți pentru orice să fim în Liga 3. Nici nu vreau, că am mai fost aici o întrebare, nici nu vreau să mă gândesc, am zis și mai devreme, v-am zis să mă gândesc la Liga 4 și la anul.
Omul din țară, vă zic sincer. N-am ce să mai cred. Știți că sunt stelist 100% și tu ai spus aici niște lucruri. Vezi că eu am fost la începuturilor când s-a făcut acest proiect, dar având televiziunea și problemele mele personale, n-am putut să vin alături de cei care au făcut echipa la început și știi că eu am fost primul care m-am certat cu... Da? Și am plecat de aici și m-am întors deschis pentru performanță. Poate și numai de aceea au fost mirați când au văzut în ultimele apariții, comentând meciurile celor de la PCSB, punându-le altă. Hai să spun ceva. Am mai scăpat-o, sunt foarte din ce a fost în trecut. Dar cred că le-am spus de mai multe ori FCSB decât, da? Acum nimeni nu este perfect și sunt convins că toți mai facem astfel de greșeli, dar dacă a avea pe cineva în spate, vă referiți la faptul că sunăm și cerem sfatul tuturor foștilor mari jucători ai Stelei, mă refer la Pițurcă, la Lăcătuș, eu știu, Ștefan Iovan, Gabi Balint, Anghel Iordănescu, da, înseamnă că avem pe cineva în spate și înseamnă că avem pe cineva în spate, adică legendele Stelei, și ar fi un nonsens să nu-i sunăm și să nu-i întrebăm. Și eu aș vrea să-i sun pe toți și să-mi răspundă toți, dar nu așa se întâmplă. Tot timpul. Există o șansă ca Marius Lăcătuș, pentru că sunt convins că după trecerea mărăciunii Marius Lăcătuș rămâne Marius Lăcătuș totuși. Noi ne căutăm un vector de imagine pentru ca în echipa managerială pe care o avem acum să avem alături de noi un vector de imagine precum Marius Lăcătuș, nu neapărat el, dar ca să poată să fie în relație cu dumneavoastră, să vă răspundă la întrebări, să fie disponibil la orice fel de oră, să vă ofere informații și să poată fi asociat cu imaginea Stelei. Nu că n-ar fi. E precum timbru pe plic asociat cu imaginea Stelei. Ne pare rău, îl așteptăm înapoi cu sfaturi, cu expertiza pe care a acumulat-o și sunt convins că suporterii, odată ce le-a trecut amărăciunea, îl vor accepta și va reveni în Ghencea cu siguranță. Cum? Ce funcție v-am spus, ne-am gândit la necesitatea pe care o avem de a avea un vector de imagine pentru Clubul Steaua și de a putea să ne reprezinte în relația cu dumneavoastră. Pentru sezonul următor se vor îmbunătăți condițiile de pe teren? Avem deja ridicat pe SEAP lucrările pentru ridicarea tribunei oficiale la terenul 5. Va fi o tribună cu 200 de locuri, 228 de locuri pe scaune, încă vreo 1000 de locuri în picioare pentru suporteri să poată să se manifeste ca atare. Tribuna oficială va fi acoperită și cred că avem în curs de realizare o toaletă publică ca să poată să răspundă nevoile celor care vin la meciuri, un punct de desfacere plus alimentare. Ne dorim să și vom schimba suprafața terenului sintetic. Acolo încercăm să punem și nocturnă. Suntem acum în curs de îmbunătățirea condițiilor pe terenul numărul 6, pentru că în fața porții dinspre noi s-a degradat suprafața, dar sigur le vom rezolva pe toate. Păi, pe data de 6 august avem deschiderea la ofertele pe care le vom primi și sunt convins că vor fi și din momentul acela până se finalizează procesul de achiziție, organizare de șantier, sperăm ca până la jumătatea lui septembrie să fie gata. Și se poate juca acolo pentru Liga 4 la sfârșitul? Sigur, nu este obligativitate să ai 1500 de locuri, se poate juca fără niciun fel de problemă. Cu șantierul, pentru că vom avea grijă ca lucrurile să nu deranjeze prezența spectatorilor. Pe partea cu accesul spre bazin? Pe partea cu unde sunt gradenele acum, cu terenul sintetic. E bine, mă bucură că aveți interes. Vă așteptăm 4-5.000 la primul meci acasă. Da. Nu, suporte. Nu v-am auzit, vă rog. La cât a fost și anul trecut, deci nici mai mult, nici mai puțin.
Avem un buget constant. Probabil, dacă vor fi solicitări de creștere, o să facem demersurile necesare către ordonatorul principal de credite ca să ne suplimenteze sumele care le avem alocate la buget. De anul acesta, noi încercăm să ținem bugetul pe secții, astfel încât să putem identifica cu claritate nevoia de creștere sau, eu știu, de reducere a fondurilor bugetare la diversele secții din cadrul clubului. Nu există riscul să se deficiteze anumite secții. Noi am finalizat o strategie de restructurare și de dezvoltare pentru viitora clubului. Din cele 40 de secții pe care le avem în cadrul clubului la momentul de față, încercăm să direcționăm anumite secții către activitatea de autofinanțare, pentru că se impune așa ceva, iar la unele dintre ele care n-au avut activitate, încercăm să le înghețăm activitatea, nu să le desființăm, că nu putem să le desființăm, ele figurează în CIS, în certificat de identitate sportivă și n-ai cum să le desființezi. Deci nu vom desființa nicio secție. Eventual, vom îngheța activitatea celor care nu au activitate și vom reduce activitatea celor care nu aduc imagine clubului și performanțe sportive așteptate. Păi eu vă dau un exemplu, yachting, powerlifting, adică sunt secții care nu au avut activitate și care... Câte din cele 40? Sunt 6 secții, cele care nu au activitate la mult de față și până la 13 mai sunt încă 7 secții, cărora le vom reanaliza activitatea cu diverse prilejuri și în special unul din... Reperele temporale va fi Olimpiada, după Olimpiada de anul viitor, de la Tokyo. Pentru domnul Rovița, aia a fost dificil sau greu pentru tine să accepte oferta, știind că prima variantă a fost valul, v-a refuzat și abia apoi s-a revenit cumva, s-a revenit la discuție cu tine? Nu, n-am avut nicio problemă. La mine am intrat în discuția asta, nu știu, Florentin Dumitru m-a propus, din câte el mi-a zis, prima dată n-am crezut că o să se ajungă. El a stat și s-a luat decizia să intru și eu în această cursă. Așa este la fotbal, trebuie să se negocieze cu mai mulți antrenori. Am fost și eu acolo, până la urmă s-a luat decizia ca eu să vin antrenor la Steaua și nu a fost nicio problemă. V-am zis, m-am mai sfătuit și eu cu prieteni, cu mulți oameni, pentru că, sincer vă spun, nu e ușor să iei o decizie să vii la Liga 4. Este Steaua București, numele te face să vii, dar totuși, fiind Liga 4, am avut așa puțin, dar până la urmă am hotărât să vin pentru că am văzut despre ce este vorba, despre acest proiect extraordinar. Asta am discutat și cu jucătorii pe care nu mi-a fost ușor și cu cine voi mai discuta, nu va fi ușor să-i conving să vină, pentru că sunt jucători care au evoluat la Liga 2, Liga 1, chiar și în sezoanele trecute, dacă nu mă înșel, și pentru ei o venire Liga 4 nu este ușoară. De aceea nu mi-a fost ușor să-i conving, dar le-am spus, venim acum, dacă suntem caractere, când este puțin mai greu și o să vină și trebuie mai întâi să dăm, după aceea să cerem. Și au înțeles, sunt jucători cu care am lucrat și la Juventus, care i-am adus la Liga 3 și care le-am dat posibilitatea să joace în Liga 1. Asta le-am spus, că poate atunci am greșit, că am gândit cu inima. Am vrut să le dau posibilitatea asta pentru că au venit cu mine din Liga 3 și le-am dat șansa să joace și în Liga 1. Asta vreau și de la cei pe care îi aduc acum să mai facem un lucru cum l-am făcut atunci. Acum suntem puțin mai jos, suntem la Liga 4, dar eu sper că an de an să promovăm și să... Aș vrea să completez eu răspunsul lui Daniel și anume că n-a fost un concurs de soluții. Când i-am discutat cu Falu și pentru că a refuzat el, l-am ales pe Daniel. Și Daniel a venit ultimul în această discuție. Proiectul lui a fost, să zic, într-un stadiu incipient în momentul când
am discutat prima dată, l-am rugat să îl finalizeze și în momentul când ni l-a prezentat, ne-a convins că este un proiect care ne interesează din toate punctele de vedere, nu numai financiar, dar și din punct de vedere al jucătorilor, al obiectivelor pe care și le-au propus, al felului în care arată echipa. Au fost mai multe argumente pe care le-am luat în calcul. Cred că mulți se gândesc și s-au gândit să fie antrenori în Ghencea. Normal că mi-am dorit, nu mă gândeam că o să fie așa de repede, dar normal că sunt bucuros, am șansa asta și sper să antrenez pe noul stadion, pentru că trebuie să trecem de hopul ăsta, să ducem echipa în Liga 3. Așa, să mai ne destindem un pic, ne facem și retragerea, dar de pe stadionul nou, da? Trebuie să ne facem și noi retragerea, cum ne-a făcut-o ca fost jucător, nu? Ne permiteți, nu? A contat în luarea deciziei și faptul că săptămâna trecută s-a dat acea decizie legată de palmares și de toate trofeele, sau? Nu, eu am luat decizia înainte să aflu de palmares. N-a avut nicio legătură. Jucători cu experiență care sper să ne ajute și cu siguranță o să facă. Nu mai avem voie să facem încă un pas greșit. Nu avem voie nici la început, dar acum suntem în al treilea an, nu avem timp să mai credem ce până avem. Simți că e o mobilizare mai mare în cadrul clubului sezonul ăsta? Da, am început, dar da. Având în vedere transferurile care se fac și s-au făcut, da. Pentru staful tehnic, peste două săptămâni când începe cupa. Da. Păi, pe data de 31, am înțeles că este jocul, ne propunem să mergem mai departe, pentru că e importantă pentru noi și Cupa României să mergem, să ajungem chiar să, nu știu, să prima dată să ajungem să jucăm cu echipă de Liga a doua, pentru că important pentru suporteri, vrem să vedem echipa care o voi face și în meciuri mult mai grele, cu echipe mai competitive, din ligile superioare, să vedem cum se prezintă. Și asta e, sperăm să ajungem să mergem cât mai multe tururi. Din ce știți, sistemul la Liga 4 rămâne același cu play-off sau parcă un campionat? La momentul de față, așa este. Noi am făcut un demers oficial în care ne-am exprimat dezacordul vis-a-vis de sistemul de promovare. Îmi pare rău că nu l-am făcut înainte, că așa era mult mai corect. L-am făcut după ce am trecut prin ce am trecut. O să insistăm în continuare, pentru că nu e corect ca numai o singură grupă din Liga 4 să aibă un astfel de sistem de promovare, indiferent de ce argumente sunt aduse în joc de cei care promovează sistemul ăsta de promovare. Și vă garantez că vom fi pregătiți, chiar dacă va rămâne sistemul ăsta de promovare, vom fi pregătiți pentru el încă de pe acum. Nu mai admitem să facem niciun fel de greșeală sau să desconsiderăm cu ghilimele de rigoare vreun competitor. Îi vom trata pe toți așa cum merită și pe viață și pe moarte. Eu cred că este veridic ceea ce a spus. Dacă veniți mai des la stadion și vedeți progresele pe care le înregistrează construcția, chiar sunt convins că așa va fi. Chiar sunt convins că așa va fi, pentru că văzând cu ochii în fiecare zi se întâmplă ceva. E o concentrare mare de muncitori pe stadion, utilajele funcționează și sâmbătă și duminică. E un ritm susținut de lucru și sunt convins că cei care s-au angajat să-l construiască își vor respecta angajamentele. Dacă se termină mai repede, puteți juca Liga 4 pe el, înainte ca cei de la Euro? Cred că totuși vom juca după ce se vor desfășura jocurile de la campionatul european. Există în discuție meciul de deschidere, pe care îl discutăm și cu George Ogăraru, că de-aia
era vorba că suntem într-o legătură foarte apropiată cu el, cu staful tehnic, cu legendele Stelei și încercăm să facem un meci de deschidere care să aducă cât mai mulți suporteri la stadion, să rămânem cu momente de neuitat și să ne putem raporta la momentul ăsta după ce vom ajunge până în Liga 1. V-ați gândit la un meci între legendele Stelei sau un adversar prezent de overall sau poate încerca să duceți Ajax? Avem mai multe discuții, ne bazăm foarte mult pe sprijinul suporterilor, că așteptăm, deoarece așteptăm propuneri și din partea lor. Probabil într-o săptămână, două să le primim și atunci vom decide cu ce soluție venim și pe care o vom propune ordonatorul de credit, astfel încât să putem aproba. Bineînțeles, va depinde foarte mult și de acceptul Companiei Naționale de Investiții, de momentul finalizării stadionului și de discuțiile pe care o să le avem cu Federația Română de Fotbal, pentru că vă dați seama că înainte de Euro se pot întâmpla multe pe un stadion vis-a-vis de starea gazonului, de... dar ne propunem să avem un astfel de moment și un astfel de eveniment. Vă mulțumim mult! Mulțumim! Ok, mulțumim frumos! Mulțumim, mulțumim. Doamne ajută!